Bună seara din nou, după o pauză bogată pentru TLM, continuăm emisiunea împreună cu profesor doctor inginer Alexandru Sălceanu și profesor Andrei George Albulescu. Tema, cum am putea trăi mai bine la noi acasă. Deci avem foarte multe lucruri bine făcute la noi, dar paralel cu acestea sunt poate și mai multe pe care nu le facem cum trebuie. Ca reclamă, nu știu dacă reclama pozitivă pentru România, pentru muncă, pentru știință, pentru hărnicie, pentru tot ce avem noi bun, o întrece pe cea negativă, pentru hoție, pentru crimă, pentru tot ce presa corupție noastră scumpă scoate din exces, ca să spun, pentru rating. Nu toată lumea, cei care fac acest lucru. În condițiile astea suntem priviți ca săraci Europei, sunt cei care exportăm pur și simplu forță de muncă. Forță de muncă care invitații mei, pe bună dreptate, au spus, domnule, ca primă prioritate este forța de muncă și am picat de acord împreună cu sănătatea ca să putem să ne dezvoltăm. N-am forță, n-am calificare, n-am învățământ, ce să fac cu oameni fără știință de carte. Da, ăștia îi pregătim pe banii noștri ca să îi exportăm imediat. În condițiile astea, bogății avem, slavă Domnului, dar nu știm să le folosim, le dăm, de ce le dăm și așa mai departe. Stimații mei, colegi și prieteni, ce ar trebui să facem totuși? Să punem punctul pe ei. Suntem un popor inteligent, un popor dotat. E diferent ce ar spune unul și altul, numai rezultatele la Olimpiadă. Popor ingenios, fără doar și poate. Avem bogății suficiente. Avem bogății suficiente. Avem bogății în special în energie, ca să nu le definesc pe fiecare în parte, și în minerale care mulți ar dori să le aibă. Și totuși, în loc să le prelucrăm acasă, să le gestionăm în așa fel încât să ne ducem și noi pe o felie pe piața asta globalizată cu niște produse, nu o facem. Și ca să continuăm discuția, de fapt toate sunt înlănțuite. Am spus că ne trebuie învățământ cu sănătate, ca să nu mai vedem dacă e capra, găina întâi sau ou. Dar după aia, ce facem? Ne trebuie drumuri, facem drumuri. Dar cu ce facem? Cu ce punem la loc banii pe care îi cheltuim? Cu ce punem la loc? În discuția noastră se spunea că nu statul. Eu zic că statul. Nu statul să-mi neapăra bani, statul să încerce să creeze politici, diverse, dacă vreți, acțiuni. Se spunea că un șef de stat, aveam exemple, nu le mai citesc, își umple avionul cu oameni de afaceri când pleacă într-o altă țară. Pentru că și datorii la noi, văd că altele sunt obiceiuri. Ne dăm în spectacol în așa fel încât când mai aude cineva străin din România, spune, acolo unde s-au scuipat unii pe alții sau nu știu cum. Da. Domnule profesor, haideți să vedem totuși, cum gestionăm bogățiile care le avem, în așa fel să înglobăm munca, forța de muncă românească și inteligența românească în special. Una este să exportăm șină de cale ferate, cum am avut combinatul de la Călăraș, l-am omorât după ce l-am pus în funcție și am văzut că merge, și alta să exportăm ceasuri. Eu nu vreau să exportăm ceasuri, că am muncesc de 1000 de ani sau nu știu de când ca să facă ceasuri. 700, da. N-am greșit cu mult, 5700, 5000. Da. Aveți cuvântul, domnule profesor. Doar foarte scurt, pentru că suntem 3 minute. Iar vreți să mă păcăliți. V-am lăsat la început să-mi faceți istorie. I-ați dat voie lui George să facă el mai multă istorie. Da. Despre rolul statului și bogățiile, resursele noastre. Resursele sunt ale statului, da? Da. Deci statul e gestionarul resurselor. Administrarea acestor resurse. Sigur că în prima fază este o responsabilitate, o politică, trebuie să fie o politică a statului. Haideți să ne uităm concret la niște cifre. Noi totuși lucrăm în ingineria electrică, energetică. Numai cu cifre. Eticheta de energie.
care poate fi consultată de oricine, orice distribuitor de energie electrică are obligația să publice eticheta lui de energie pe site, pe facturi. Domnul profesor, privatizăm apele? Păi revenim aici. Revenim un subiect la delicat. Eticheta de energie, vorbim de anul 2018, nu ne întoarcem. Din energia... Dar avea 17% pe apă energie. Deci din energia electrică produsă la nivelul României, pe baza etichetei de energie pe națiune, pe România, în 2018, 29% a însemnat energia electrică produsă de hidrocentrale. O cifră impresionantă. Pe locul 2, cu 24%, sunt centralele pe cărbune și după aceea abia cu 18%... Apele înseamnă energie verde. Și verde, și regenerabilă, sigur că da, și o resursă impresionantă. Și 20... ieftină. Așa ar trebui să fie. Păi este ieftină pentru că nu muncesc negustorii și comercianții. Și atunci, cât am vorbit noi de falimentul hidroelectricii, este posibil? Nu este posibil. De asta v-am provocat, domn profesor. Asta e meseria noastră, la amândoi. Deci, de la 29%, iar energia electrică produsă pe bază de energie atomică nucleară, reprezintă doar 18%. Care este tot energie verde? Bun, cu comentarii. Deșeurile nu sunt verzi. Nu sunt verzi, dar în comparație, deșeurile radioactive care pot fi introduse în depozite speciale amenajate față de atmosfera cu care o încălzesc, față de centralele pe cărbune, sigur că tot în eticheta asta de energie de care vorbim și volens-nolens trebuie să mergem pe cifre, este scris și procentul de bioxid de carbon sau dioxid de carbon, cum îi spune ei mai nou acum, și procentul de deșeuri radioactive pe kilowatt-oră generat prin tehnica respectivă, prin tehnologia respectivă. Deci, revenim la o părere care eu o consider justificată de aceste date. Atâta timp cât s-a dovedit că energia electrică a putut să fie generată în România de hidrocentrale și hidroelectrica era practic în faliment, arată clar, statul nu trebuie să-și asume responsabilități de administrator decât în anumite domenii cu adevărat strategice care țin de gestionarea economiei și de gestionarea țării. Nu sunt de acord cu asta, domnul profesor. Îmi cer scuze. Păi, atunci cum a fost hidroelectrica falimentată? Dacă patrimoniul este al statului, da, patronul trebuie să-și respecte toate obligațiile față de patrimoniul respectiv. Asigur, contractul trebuie să fie foarte ferm. Da. Deci, aici, să nu credeți că domnul Sălceanu susține privatizarea hidroelectrică. Păi nici vorba, spunea altceva, management privat la hidroelectrică, iar hidrocentrale vor rămâne patrimoniul statului. Dar ele au fost făcute cu banii statului. Sunt de importanță națională. Ce am vorbit? 29% din... Adică dumneavoastră să-mi dați mie lecții, nu... 29% este produs de energie. Apa care este, nu că nu produce doar energie, dar apa este strategică. Dar barajele care s-au făcut, toate acumulările de apă, bazinul hidrografic, acumulările de apă care pot fi folosite nu numai la producție de energie. Apropo de o resursă, statului, asta vreau să spun. E o resursă care este a statului, dar care trebuie foarte bine administrat. Nu e a statului, culmea. Statul administrează, e a poporului român, că aici e tragedia. Bun, și toate investițiile care s-au făcut de-a lungul zecilor de ani, poporul român, categoric, pentru că o investiție cum e hidrocentrala de la porțile de fier... S-a mai făcut o hidrocentrală, mai știți ceva, în ultimii 30 de ani? Nu. Nici măcar de la Siret nu e în stare să o termine. S-au retehnologizat, sigur, e altceva. Da. Da, deci din această perspectivă e foarte importantă gestionarea unor resurse strategice. Despre asta discutăm. Da. O altă prioritate este independența, o să râdeți, independența energetică a României. Deci ne îndreptăm spre un mileniu în care cine are independență energetică trăiește, cine nu, moare. Devine sclav, nu moare. Colonie, cum spuneți dumneavoastră. Nu putem importa energie. Asta, deci noi am ajuns acum să importăm gaz. Să Dacă vreți să vorbim de marile greșeli care s-au făcut în acești 30 de ani,
Una din cele mai mari greșeli a fost cedarea rezervelor petroliere și de gaz unor privați, concesionarea unor servicii, culmea, nu de producere a energiei, ci de distribuție a energiei unor privați, când de fapt și tot drept se puteau face aceste lucruri, dar în condiții avantajoase. OMV-ul este de stat, ca să știi și tu. Eu vorbesc de statul român, nu vorbesc de alte state. Statul austriac. Deci, nu vorbesc de alte state. Ce privatizare este asta dacă dau tot la stat? Ai privatizare? Păi și telefonia a fost dată tot unui tot de stat. Și după ce a dat-o, românii au cumpărat toate echipamentele depășite din punct de vedere tehnic și moral și după aia au vândut-o la nemți. De aici le trecem la capitolul greșel. Dacă vrem nu să sunt greșeli. Îți greșel cu intenție. Corupție, prieten. Dacă vreți. În sfârșit am ajuns la corupție. Da. Întotdeauna să știți că tot ce s-a întâmplat rău în această țară este datorită corupției, nu datorită unor oameni care au ținut la țara asta. Dar dacă vrem să ne reîntoarcem la momentul zero și vrem să facem ceva pentru această țară, trebuie să ne reconsiderăm politica statului și abia aici vorbim de politică în ceea ce privește exploatarea resurselor energetice ale statului. 100% de acord cu această idee. Dezvoltarea în continuare a rețelei hidro, pentru că dacă bine mi-aduc eu aminte, tot ce înseamnă proiecte de hidrocentrale sunt făcute acum vreo 100 și ceva de ani și ele s-au realizat prin anii 60-70. Da, da. Cam atunci s-au realizat, dar... Dimitrie Leonida, exact. De exemplu, a proiectat hidrocentrala de la Bicaz, în perioada interbelică. Exact. Da. Deci noi trebuie să ne întoarcem la resursa noastră primară, apa de care ziceți dumneavoastră, și să o folosim în mod judicios. Numai că aici, în permanență, am auzit o discuție care se lovește de opinia celor de la mediu. Vezi, Doamne, construirea unei hidrocentrale, mai mică sau mai mare, o microcentrală, distruge habitatul, distruge mediul. Distruge migrație liliecilor din specia 2778, abar n-am deci, ce asta, deci, și încurcă de asta. Nu ți se pare că șmecheriile astea... Nu, eu constat astea... că s-a distrus mai mult din habitat prin tăierea de păduri, dar nimeni nu vorbește de chestia asta. Cum? A ajuns ce la... Ce să vorbească? 7% din suprafața împădurită a țării? Nu, 7% sunteți, 25% din suprafața împădurită, deci un sfert. Mă iert, 7% din teritoriul României. Așa, deci au ajuns să ne spună nouă personaje de etnie maghiară că dacă ar fi președinții României, ar opri pentru 10 ani tăiatul de lemn și exportul de lemn brut din România. Păi noi ce facem în țara asta? Păi da, nu da deci, vina, nu da vina pe ei, că-s frații noștri. Nu, dai, nu în aceste teritorii de mii de ani. Da. Au ajuns să ne spună nouă... Păi deci ce alții, ne spună? De ce păi, se pare că ce așteptăm acum? Să ne vină un tătuc care să ne spună ce avem de făcut? Păi eu cred că e momentul ca cei care vor conduce această țară să-și aducă oameni competenți, să dăm deoparte politrucii... Nu e să-și aducă. Dom'le, există oameni competenți, există studii ale Academiei, în țară sunt există proiect competenți. De țară făcut de Academia Română. Să-și aducă lângă ei. 10 volume. Să-și aducă lângă ei. Lângă ei, da. Da. Am crezut că vrei din import, din afară. Nu. Vorbim de potențialul uman, că încă mai avem potențial uman deosebit. Dar nu vezi că aproape toți miniștrii vin cam din afară, așa, cu studii, cu toți? Dom'le, ministru poate să fie orice, dar dacă sub ministru se află oameni competenți care îi spun că aia trebuie făcut și nu aia altă și el este suficient de deștept să accepte. Pentru că în străinătate, să nu credeți că în străinătate miniștrii sunt genii în domeniile respective. Nu, sunt tot politici. Dar să opresc la a face declarații politice. Când e vorba de executiv, executivul este profesionist. Este făcut în specialiști. Nu tot executivul e profesionist. Miniștrii trebuie să fie politici, iar de la secretar de stat în jos trebuie păi să fie despre executiv, despre asta vorbim, executiv. Și în felul ăsta se asigură și o continuitate a proiectului evident, majore evident. Cu impact național. Nici nu vreau național. Să mai amintesc că tot am vorbit de planuri multianuale. O să zică lumea că mi-aduc aminte de planurile cincinale, care tot multianuale erau. Dom'le, planuri multianuale, vrei să faci o hidrocentrală, vrei să faci o autostradă, nu poți să o faci într-un mandat, s-ar putea să dureze un mandat jumate. Ce facem? 2 ani obținem avizele, ne schimbă și vin ai alții și spun că au expirat avizele și luăm de la capăt și obținem avizele și nu mai terminăm niciodată. Și plătim numai studii. Și plătim numai studii de fezabilitate, de prefezabilitate, facem tot felul de tuneluri pentru faimoșii lilieci ai dumneavoastră, urși.
vis-a-vis de chestia asta. Repet, dacă vrem ca România să devină un jucător important, trebuie să ne reconsiderăm politica privind energia și independența energetică. Fără discuție. Energia este o bază. Sigur. Domnul Brăjă, dar haideți să continuăm. Am vorbit de sănătate, am vorbit de știință. Ați spus că în infrastructură facem și infrastructură. Cum facem cu dezvoltarea economică? Acolo se fac produse, acolo cu produsele putem echilibra balanța externă, cu produsele putem mânca, să nu mai hrănim, ne hrănim cu 80% din import. Până nu facem lucrurile astea, nu putem trăi mai bine. Sigur, e foarte important de investit și de stimulat investițiile în domenii care au o valoare adăugată importantă. Asta nu înseamnă că, de exemplu, Danemarca, vorbeam de Danemarca, ea e considerată drept ferma de lapte și carne a Marii Britanii. Deci ai putea să spui că e producție agricolă, da? Ei, dar dacă este făcută cu profesionalism, cu respectarea unor tehnologii moderne, cu o susținere corectă din partea statului, pentru că agricultura trebuie parțial subvenționată și susținută, Danemarca, pe care noi o vedem în capul majorității clasamentelor favorabile, așa da, ale Uniunii Europene, are o componentă foarte importantă legată de servicii, legată de agricultură, zootehnie, agricultură, industria alimentară și, deci, nu trebuie neapărat să anatemizăm zona aceasta a industriei alimentare, care în prima fază este mai puțin, să spunem, producătoare de valoare plus adăugată decât IT-ul. Nu se poate trăi numai din IT, dar trebuie păstrat un echilibru. Și dacă noi în prezent suntem așa de bine cotați pe piața externă. Un exemplu foarte sugestiv. Noi vorbim de migrația română în exces. Da, e dureroasă și e o scurgere de resurse. Dar am văzut o statistică a Eurostatului la ora actuală în Londra, care este un oraș al tehnologiilor moderne nepoluante, pentru că o astfel de megametropolă nu poate să fie decât a tehnologiilor nepoluante. Știți care este a doua minoritate după cea engleză, care e majoritate, deci prima minoritate, nu mai e minoritatea poloneză, e minoritatea română. La ora actuală, în Londra, sunt 149.000 de români care lucrează în oficial. Sunt 400.000. În Anglia sunt 415.000 și o veste, dacă vreți, o putem lua ca bună. În 2017 au fost 430.000, în 2018 sunt 415.000, cu 15.000 mai puțin. Acei 15.000 cred că s-au întors în România să lucreze la standarde moderne și performante în România. Dar oricum, la nivel de Anglia, suntem pe locul 2 după polonezi. Polonezii deci sunt 900. Deci dumneavoastră susțineți că altceva ce trebuie să facem noi în țară este să ne ocupăm cu agricultura. Și cu agricultura. Cu politicile de susținere a agriculturii. Nu să dăm subvenții pentru nemuncă, ci subvenții pentru muncă și produse agricole competitive. Și să realizăm produse în așa fel încât populația României să se învețe să mănânce produse românești mult mai sănătoase decât ale din import. Sigur. Și să importăm doar ce am importat întotdeauna. Banane n-avem în România, Dobre, smochine n-avem, le importăm și pe alea. Să reușim să ducem integrarea, pentru că eu nu vreau să producem lapte numai și să exportăm laptele și alții să facă smântână și untul. Industria alimentară. Industria alimentară, care este o industrie profitabilă la ora actuală, cum bine a dat exemplu domnul Sărceanu. Da, deci noi să începem de la ceva. Păi nu. Dacă am industria alimentară și n-am materia primă produsă de agricultură, avem și materia primă și avem și subvenții, să luptăm pentru ca nivelul de subvenții să fie egal cu cel din Franța, da? Asta e mai greu. Nu știu dacă e mai greu. Nu deci îți dă stăpânul decât cât vrei el, stai liniștit. Depinde cum pui problema. Păi și sunt anumite momente în care poți să veto o România. Eu știu, decisiv. Eu știu decisiv. Foarte bine cum se pune problema. Alții au reușit să impună. Putem să luăm exemplu. Dar nu din România. Nu din România. Pe alte atunci state vorbim.
care sunt tot, ca și noi, venite mai nou în club. Ai văzut acum ultima, dar nu mai spun. Da. Deci, într-adevăr, agricultura este o supapă și o prioritate a României. Și ne ducem cu agricultura spre industria alimentară. Și da? Stați că, deci am găsit o altă posibilitate. Stați că n-am terminat. Păi, la agricultură... Oricum s-a terminat emisiunea. La agricultură avem nevoie și de o sistemă de mașini. De ce nu mai suntem în stare să facem tractoare, combine? Pentru că erau foarte bune și creau concurență pe piața de vest. Nu, pentru că n-am știut să aducem aici producătorul să producă în România. Lucru care se poate face astăzi. Uitați-vă că trebuia să vină un mare producător de automobile în România și n-a mai venit în România din motive politice. Să încetăm cu povestea asta și să devenim o țară predictibilă, să devenim o țară care să încurajeze investițiile, nu să le descurajeze prin diferite chestiuni politice, pentru că deocamdată războiul între diferitele fracțiuni politice se răsfrânge în economie. Nu ne interesează acest lucru. Sigur, și un exemplu foarte concret al zilei de azi. Cel mai mare producător de automobile electrice, Tesla, dezvoltă o unitate de producție unde? În Germania. Care a fost efectul? Și asta înseamnă investiții uriașe. Volkswagen-ul a decis să își tripleze investițiile în domeniul cercetării și producției de autovehicule electrice, în condiția în care Volkswagen-ul stătea bine la acest capitol. Deci concurența cu Tesla... Dar nu face la fel ca cu emisiile de dioxid de carbon, nu? Păi aici, la mașini electrice... Când au măsluit... aparatele de măsură. Să știți că nu numai ei. Dacă îi luăm pe toți la rând, toți mari producători auto. Întâmplător despre acea așa zisă măsluire, mai știu și eu niște elemente strict de tehnică, de evaluare și de prelucrare prin soft a unor date. Dar cert este că investiție la investiție trage. A venit Tesla unde? A venit în Germania. Adică vreți să spuneți ban la ban? Nu neapărat. Și mă duc în altă parte. Nu, o investiție înseamnă nu numai plus valoarea adăugată de ea în sine, ci de toate dezvoltările pe orizontală și de competiție. Da, Volkswagen-ul a triplat. Vreau să vă dau o veste, cred că proastă. Timpul a expirat deja. Așa că mie nu mă rămâne decât să vă mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, să mulțumesc invitațiilor mei, domnului profesor dr. Inginer Alexandru Sălceanu și domnului profesor inginer Andrei George Albulescu, pentru dezbatere, pentru schimbul de idei, iar mie nu-mi rămâne decât să vă doresc, ca de obicei, multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Și nu uitați, nu mor cai când vor câine. O seară bună. Și în încheiere, duminică să alegeți pe cel mai bun. Întotdeauna să vă uitați când alegeți pe cineva ce a făcut, care e potențialul și ce poate să facă. Îl alegeți pentru 5 ani de această dată, deci nu puteți să alegeți decât ceea ce vă convine dumneavoastră în interesul dumneavoastră. Dar, oricum, mergeți la vot. Vă doresc multă sănătate și toate cele bune.